Salutare tuturor! Nu vreau să vă rețin mult că știu că toată lumea acum e disperată cu virusul corona, dar mâine duminică, 15 martie, au loc alegeri în Germania, în Bayern, alegeri pentru primari, Consiliul Local și am vrea să vă întreb pe voi, în special partidele PSD-ul, PNL-ul, Pro-România, USR-ul, Plus-ul, care partide mai sunt acum actuale și care sunt înscrise, pentru că și la noi în mai vor fi alegeri locale, cât mai costă votul unui domn, unei doamne, pentru că eu am primit, cum spuneam, mâine sunt alegeri, am primit 3 litri de ulei. Se vede făină, 3 kg de făină, se vede, și o găleată am primit pentru că mâine s-a alegeri și ulei și făină, dar și bani nu-i bani. Acum nu știu, eu am primit 500 de euro pentru un vot. Vă întreb pe voi, îi mult, îi puțin, nu știu, că la noi înainte mergea cu 1 milion, 1 litru de ulei, 1 kg de zahăr. Nu știu, îi mult, îi puțin, aștept răspunsurile voastre. Vă mulțumesc!